Dragii mei, bună seara, uite că am ajuns din nou în satul Malcoș. După cum am spus, eu am propiesca și am reședință aici în centru, la Casa de Cultură. Ne-am dat acolo o baracă, acolo că stau aici mereu, că așa fiecare zi avem lucrări. Dacă nu fiecare zi, pe o zi. Uite că, cum cunoașteți, că e plin satul cu familia Iermurache și familia, a doilea familie care e plină satul. Și cum e? Puiu. Al de pui sunt mulți. Uite că astăzi bunicuța noastră și-i scumpă, doamna Alexandrina Puiu, cu aniversarea 79 de ani, încă un an și are 80. Bunicuța noastră are o mică tot din partea, cu credeți, din partea tuturor nepoțăilor și ei frumșei. Și să-l dăm reacția, inclusiv din partea nepotului Ion. Mai bătrâne că s-o dragii mei, bună seara! Bună seara! Care e cea mai în vârstă om de aici? Eu! Așa, dragă și scumpă noastră bunicuță! Doamna Alexandrina, eu am înțeles că faceți o aniversare frumoasă de 39 de ani. Și 89! Mai adaugă! Poate mare! 79 precis, ai mâncă, dar faci mai văva și mai tineric, eu zic. Uite că aveți un mic cadou din partea cui credeți că poate fi. Cine s-o gândit dumneavoastră la și o aniversare frumoasă? Care-s? Cine-s? Cine credeți că s-o gândit la și o șmecherie să facă un buchet de flori? Nu știu. Care vă iubești foarte mult? Care ține-o? Și încă cine mai sunt? Mai ai nepoți. Într-adevăr, din partea... Patru băieți numări toți. Of, păreri de rău, da, dar ați urmas măcar niște nepoței de treabă care niciodată nu uite de neopornit și bravo lor. Aveți un mic cadou din partea nepoțeilor și ei dragi, care vă iubesc foarte mult pentru cea mai scumpă bunicuță din lume, pentru cea mai scumpă bunicuță din deci din Malcoș cel puțin. Din partea nepoțeilor tuturor și inclusiv din partea lui Vaniușa. Ionel! Din partea nepoțeilor Ionel, că eu nu te direct acum. Asta pentru dumneavoastră din partea nepoței. Un aplauz de furtunuat, dragi noștri, din partea nepoței. Pentru cea mai scumpă bunicuță, aveți un tort, îl punem aici într-un colț, da? Și o șampanică, bunicuță. Și sunteți dumneavoastră bravo la așa ani. Vin măcat, așa că arată tânără. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Hai împreună! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mâna ta ne-a mângâiat, vorba ta ne-a legănat. Am crescut cu alți copii de-o seamă. Lângă pomul cel rotat, mamă, lângă spicul cel bogat, lângă pragul casei noastre, mamă. Am fost bun și răi am fost, tu ne-ai căutat un rost. O poveție prins în frame, dar tu ne-ai învățat un grai, tu ne-ai dăruit un plai. Și-am plecat cu el pe lume, mamă. Patru zări am colindat, le-am trecut în lung și lat. Drumurile și acum ne cheamă. Te-am găsit în căruțite, bunicul. Am fost bun și răi am fost, tu ne-ai căutat un rost. Cu povețe plinse în frame, dar tu ne-ai învățat un grai,
se e cara. Dacă ai noroc și bune e sara, haide-mi împreună. Ai noroc și bune e sara, pui gospodar din toate țara. Eu am venit cu voie bune, vrei să petrecem împreună. Da, am venit cu bucurie, păi anul-mi pace să vă fie. Toată lumea! La mulți ani cu sănătate, că-i mai bună, că-i mai bună decât toate. La mulți ani cu bucurie, anul-mi pace să vă fie. Hai, bunicuța! La mulți ani cu sănătate, că-i mai bună, că-i mai bună decât toate. La mulți ani cu bucurie, anul-mi pace să vă fie. Păi viață, viață, floare scumpă, dragă mi-ești, dar tare scurtă. Păi scurtă ești și trecătoare, și rău inimă mătoare. Viață, viață, floare scumpă, dragă mi-ești, dar tare scurtă. Dar scurtă ești și trecătoare, dar și rău inimă mătoare. Toată lumea împreună! Vai, Doamne, ce bine ar fi dacă n-am îmbătrâni, dacă n-am îmbătrâni, măi. La 30 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim, să nu mai îmbătrânim, măi, împreună. Vai, Doamne, ce bine ar fi dacă n-am îmbătrâni, dacă n-am îmbătrâni, măi. La 30 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim, să nu mai îmbătrânim, măi. Greutatea am dus și-al mai bine. Adică, vedeți, e ca, ca un exemplu. Da, mult tineretul zice că e greu, dar ei fac așa-i de bine. Dacă mușesc! Greutatea-l interesează, dacă mușesc! Nu, dacă mușesc. Dacă are nu mușesc, acolo nu, numai că e greu. Ești tinerii, luați exemplu. N-au de unde? N-au de unde. Luați exemplu, că, într-adevăr... Plătesc ca mine, că n-am mai plătit. Greutățile ne-ntăresc căchetrele, ne-ntăresc căchetrele și devenim căchetrele, dragă dumneavoastră. Știi care e mare problemă? Că tineretul în ziua de azi nu prea ascultă bătrânii. Ei acum informația eu de prin internet, Google, OK și așa mai departe. E atâta, cred că poate sunt cei mai mic sau mai puțin dezvoltați. De atâta, ascultarea asta față de bătrâni, sau de la bătrâni, asta și e problema, că ei nu vor să asculte. Asta și minusul lor în viață. Asta e părerea mea personală. Crezi și mortalitatea s-a ridicat la noi, cu oamenii de mor. Da, mortalitatea depășește mortalitatea cu câteva procente. Nu înainte, vă să-mi iați și mâncați. Aveți și o brânză că lumea urmă. Ochii cu ghinde de atâta mâncă. Ei n-au mâncat. Ce reacție ne mâncam? Bătrânii când începe să mâncă. Care o șele fa sunt ei din albă, păstiem când era fălașie și ei din albă. Ei, ne punem jos. Dar mâine ești rost, deși am facem și rost. Atunci, timpul de lor, orice fruct, legume, sau ghindă, cum spunei, era vitamină. Din suflet și transmis-o bunicuții tăi minunate. O, Doamne! Nu aș transmite, vin să coași. Așa e mama mea. Mamicuța. Mama mea, îți doresc mult sănătate. Nici nu știu ce îți doresc, așa de mult am de dorit, dar... Era bunicuța mare. O pune într-o aldiuță, îi mulțumesc tare mult. M-a ajutat, m-a crescut și în ziua de azi m-a ajut. Bravo, un aplauz. Mulțumesc, ia să-i trăiască bine și fericire și
cu sănătate. Nu, și de astiu, și de bunicul. Mă rog, colegi. Într-adevăr, când se poate, poți să mă mărtați la vreo 90 de ani. Nu m-am mărtat la 50 de ani, dar m-a să mă măric la urmă. Bunica, vă trăci transmis bunicuții noștri minunate. Doamna Alexandra, ce le spune din răsuflet? Gigi, am înțeles, da. Așa-i? Eu îi doresc sănătate, pașe, suflet, fericire și tot ce-ți dorește să dea Domnul să plinească, să fii sănătoasă. Bravo, dragii mei, bravo! Și eu și vă doresc mireasă. În continuare, mulți ani înainte cât să aveați, vezi? Mai este o soră. Unic, unic, a, vezi, ia surioara. Ia surioara. Surioara noastră cea mai mare și nașa medicul în ei. Fie sănătoasă. Și vă doresc eu vouă sănătate, mă alătură toate cuvintele care vă s-a spus și până acum, și ieri, de nepoței, de la surioare, de la frață. Cei care au mai rămas în lumea asta, le doresc sănătate și lor, cei care nu mai sunt, Domnul să ierte toți, sănătate și curaj tuturor celor care vă înconjoară, să vă iubească tot așa mereu și să nu uite de fiecare zi să vină câte cineva aici la dumneavoastră, să vă pășească pragul gospodăriei voastre. Și nu te înșuat pe cei și ei ați ajutat și ați trecut în viață. Mult la mulți ani, fiți fericit în continuare, când spune cuvânt fericire, să înseamnă absolut tot și mai bun. La mulți ani!